Într-o zi efervescentă de campanie electorală, echipa PNL Timiș alături de președintele partidului PNL, Nicolae Ciucă, a avut un program încărcat de întâlniri cu cetățenii din Timișoara și cu angajații unor companii din județul Timiș. Evenimentele au fost parte a strategiei PNL de a-și consolida susținerea în regiune pentru alegerile locale și europarlamentare. Printre cei prezenți s-a numărat și Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, care, alături de echipa sa, promovează un proiect ambițios pentru dezvoltarea continuă a orașului. Proiectul lui Robu este sprijinit ferm nu doar de PNL, ci și de întreaga coaliție de guvernare, sublinind astfel importanța colaborării și unității politice în vederea realizării obiectivelor comune. Timișoara își poate continua drumul dezvoltării doar cu Nicolae Robu, a fost mesajul principal transmis timișorenilor în cadrul întâlnirilor. Echipa PNL Timiș a subliniat că experiența și viziunea lui Robu sunt esențiale pentru a menține Timișoara pe traiectoria ascendentă a dezvoltării economice și sociale. Președinte Ciucă, domnul secretar general, din nou să ne viziteze, iată, în decurs de 3 săptămâni, de 3 ori. La mulți ani e domnului primar Nicolae Robu. Mulțumesc, domnul președinte. Am revenit la Timișoara având mai multe obiective, dar cel mai important este să continuăm activitatea noastră de susținere în campania pentru primăria municipiului Timișoara a domnului profesor Nicolae Robu. Am participat la două activități în două obiective economice importante pentru Timișoara și pentru județul Timiș, aș putea să spun fără teama că greșesc, că sunt obiective economice cu relevanță la nivel național și chiar internațional. Dacă nu cred că facem publicitate dacă vorbim de companiile Brown și Nokia, și este absolut îmbucurător faptul că la Timișoara se dezvoltă astfel de companii care cu adevărat pun Timișul și pun România pe harta internațională a tehnologiei înalte, a tehnologiei care are viitor și apreciez foarte mult calitatea resursei umane, pentru că din numărul de angajați, foarte mulți sunt cei care au absolvit instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar aici, în Timișoara, și doresc să îi felicit pe toți cei care au contribuit și contribuie în continuare la dezvoltarea instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar din Timișoara și din Timiș. Noi avem toate premisele să avem această convingere că cel mai bun candidat și cel mai bun primar pentru municipiul Timișoara este domnul profesor Nicolae Robu. Nu că o spunem noi, o spun faptele și realizările anterioare ale domniei sale cât a fost primar la Timișoara. Aș venit cu 2-3 exemple care sunt, din punctul meu de vedere, edificatoare. Primul este legat de faptul că în primul exercițiu financiar de absorbție a fondurilor europene a reușit să aducă în Timișoara și să dezvolte proiecte în procent de peste 95%. De asemenea, în al doilea exercițiu financiar a reușit să realizeze proiecte care însumau peste 560 de milioane de euro. Sper să nu greșesc, domnule profesor. Și toate acestea au fost la îndemâna actualei administrații, care, din păcate, nu a reușit să depășească
nici măcar 60% din absorpția acestor bani, bani care sunt pentru noi toți, pentru România, esențiali în ceea ce înseamnă dezvoltarea capacităților de infrastructură, dezvoltarea și primenirea instituțiilor de învățământ, a spitalelor, a condițiilor de viață, atât în mediul urban, dar mai ales în mediul rural. Cert este că domnia sa, împreună cu echipa cu care și-a desfășurat activitatea la primărie, a, pe baza acestei experiențe, a reușit să vină cu un proiect la fel de bun și de consistent pentru un nou mandat.